Bună ziua, dragii mei! Astăzi, prin multe lucrări care le mai am început să fac niște turtă la albine. Să macin prima dată niște zahăr și după aceea să amestec în bidonul ăsta, în butoiul ăsta, amestec toate ingredientele alea uscate. Ce pun, uite că am uitat să aduc și apipolenul substitut, că l-am și pe el pe aici, deja de vreo 2 ceasuri tot le adun. Și să vă arăt și dumneavoastră cum macin zahărul, cum ăsta, și mai stăm și de vorbă, ca să, așa, am pus polad aici, că nu am chef să mai stau în picioare. Am pus pe o ladă și stau cu un scăunel. Am pregătit zahărul. Am adus 20 de kg, dar cred că o să fac tamandă în 20 de kg de zahăr. Că să mai am, să le mai dau câte o turtă. Eu știu, polenul ăsta mai lipsește, mai așa. Nu pun mult, pun jumătate de kilă odată, ca să nu forțez. Na, ce am făcut? Ce ai, mă, nu mai știu să ce închide. Așa. Așa. Și să-i dau drumul. Drumul ăsta e bine așa. Firul e cam scurt. Așa. Și ai, mă. S-o găta jumătate de chilă. Okay, că am dat-o prea mult. Am dat-o prea mult la prea mult timpul. Așa. O golesc. Trebuie să o dau mai puțin timpul, că n-are rost. Și mă uitam că vreau să fac o turtă, care am avut o turtă patty, care am luat-o de pe un site de la americani. Vreau să-mi fac și turta aia. Și nu multă, 5-6 kg de turtă din aia. Să fac și să văd ce.
complex. Mai pun, am trei feluri de uleiuri esențiale care le pun, de eucalipt, vă arăt imediat. Sau să caut în caiet. Să aveți și dumneavoastră o agendă în care vă notați toate rețetele, tot ce aveți de făcut. M-am amintit că ăsta se numește lemon grass. Are un miros de lămâiță. Deci, așa. Toate astea, uleiuri esențiale, vitamine, mai niște vitamine care le pun Viagra. Toate puse, controla, nu aiurea, foarte puțin să pune, nu să pune, o cantitate mare. Așa. Și niște sare de lămâie. Și niște scorțușoară. Oricum, o luat ceva vreme de azi dimineață să le tot adun. Scorțușoară din asta, pudră. Miere. Tot ce vrei să faci, îți cere răbdare, timp. Am luat o rețetă de pe site, de la domnul Dragoș, de la Pizdonau. Am luat rețeta de la el și foarte faină, nu pot să zic. O vară și vouă, dar puteți să o căutați dacă vreți, direct pe site-ul lor. Și una de la... Am căutat-o pe un caiet, acum nu o găsi. Una de la... Asta am scris-o. Trebuie să aveți și dumneavoastră un caiet în care trebuie să scrieți tot ce vă notați, ce găsiți, ce aveți de găsit, vă notați într-o agendă. Să aveți acolo notat tot ce faceți, tot ce găsiți, tot ce vă convine, ce vă place pentru al bine. Am găsit rețeta de Patty. Așa, și mă uitam că am tradus-o atunci când am luat-o. Asta aș vrea să o fac, Patty, ingredientele de la Patty. La fel ca la România, nu e nu știu ce, mare scofală, făină de soia, zahăr granulat, aici ce mai este, drojdie de bere inactivă, sirop de zahăr, eu o să pun miere, ulei, așa punem și la turta noastră de România. Aici zicea de soluție salină cu fosfat, da, nu, eu nu am cu fosfat, am decât sare normală, uite că am și uitat să aduc aici sare, trebuie să mă aduc și o țără sare. Acid ascorbic, adică ceva, acidul ascorbic e ca și sarea de lămâie, da? Ceva acru.
Și asta e alta, tot așa, care e calculată tot de un prieten de-a meu, a luat-o și el de la americani și mi-o dat. Aici la 5 ml, uita să-mi zică ceva, trebuie să-l sun să văd ce trebuia ultima asta. Bun, aici picăturile astea de uleiuri esențiale, mai tinctură de propolis, care am făcut-o eu. Da, am făcut eu tinctură de propolis mai de mult. Altceva ce? Apă. Puțin apă. Și mare lucru nu. Da, să văd ce-mi iesă. Nu e ceva complicat. Acum, ce să zic, la albine nu te poți juca să-i dai orice, da? Cantitățile acolo sunt făcute, scrise. Și ce să zic? Trebuie să faci lucrurile corect. Să le știi, să le iei de la cineva și să le cantitățile fix să le folosești, nu să amesteci cam pe unde ai vrea tu să pui ce să faci, cum să faci, cum vrei tu, ce să pui ce vrei tu. Să fii strict în ce faci acolo la. Mașina de zahăr merge, numai că trebuie să ai răbdare, nu? Să faci manevre. Izolatul proteic de soia, conținut proteic minim 90%. Aici văd că făină de soia la ăștia, la rețeta aia de la Apis Donau, scria de 44% proteină. Deci și avea la făină de soia 15 kg, la cantitatea care vroiam eu, era undeva la 3 kg. Și acum eu nu mai pun 3 kg, pun un singur kilogram de izolat proteic de soia. Am adus și apipolenul substitut, am citit și pe el și m-am uitat că trebuie 100 de grame per kilogram, la 20 de kg trebuie 2 kg de apipolen. Asta substitut, e foarte fain, fin și are un miros plăcut, e puțin agrișor. Din asta mai dau și la albine, la găleată, la liber. Acum nu îl pun direct în turtă. Așa îl golesc și pe el aici. Încă n-am terminat de măcina la zahăr, că mă mai las mașina că să nu se înșince. Așa. Am adus o lopățică. Mai mestec de gând în gând ingredientele uscate aici. Uite cum iasă. Foarte fain iasă. Părerea mea e să nu lucrați până casă, că se face praf, se adună praf, uite, iese praf. Eu am venit aici la camera de albine. Puh.
Uite ce fain iese. Și un miros fain. Așa. Așa două pachetele de scorțișoară măcinată. Asta e de la Neavalică. Face bine la albine scorțișoara. E un bun dezinfectant pentru ele. Bun, și uleiurile esențiale sunt atractante. Și scorțișoara e un atractant bun pentru... Minunat, miroasă. Fain, fain de tot. Am pus și a două de scorțișoară. Iar uleiurile esențiale o să pun 150 de picături, 50 de în fiecare model, 50 de eucalipt, 50 de lemongras și 50 de alea de oregano. Și prima turtă care am făcut-o, ori mâncat-o, extraordinar de bine. Așa. Așa. Acum, la... mai am depus aici... ăsta apivit complex. Un polonic din ăsta are 4 grame. Deci un polonicuț din ăsta mic are 4 grame de. Trebuie să pun 3 polonice din astea. 1. 2. 3. Așa. Viagra, trebuie să pun tot 3. Deci vine în total peste 30 de grame de vitamine din astea. 1. Și asta are un miros extraordinar. Bun. Sarea de lămâie o să dizolv cu apă. Mai aș avea mai vreo 4 kg de măcinat zahăr. Și... de amestecată și uscată. E o muncă destul de migăloasă, să nu credeți că e simplu să faci turta acasă. Nu e simplu. Nu e ușor. Veșnicie până faci nu știu ce lucrări aici. Ce... așa.
În fiecare an am cumpărat turtă proteică. Ce să zic? Foarte bună, da. Ingredientele astea, tot ce spui, costă. Nimic gratis, și dacă faci turta acasă. Și orice vrei să faci, tot bani costă. Dar, nu știu, faptul că pui mierea ta acolo. Mai am niște miere de rapiță. O să o pun și pe aia. Și, da, nu știu ce să zic, dar... Și timpul tău, că, na, am spus, jumătate de zi o dura să mă organizez aici, să mi le adun toate, să le car, să le iau, să le fac. Nu e ușor. Tinctură de propolis, dar când o să amestec ingredientele lichide, mierea cu picăturile, cu uleiul, niște oțet de mere, culoarea, foarte fain, foarte fain. Am terminat de măcina zahărul.
o curățățură, să nu o las toată plină, o scuturuțură de zahăr, și acum imediat mă apuc să pregătesc mierea. Mai amestec de vreo două ori așa uscăturile ca să se amestece bine, bine. Iar uscată. Gata mașina. Ce alea puse la un loc așa. Da, acum zaharul ăsta și cu toate alea care le-am pus, le amestec așa uscat prima dată. Așa, să fie bine bine amestecat și cu vitamine și cu tot, cu totului tot. După urmă să pregătesc și pe alea umede. Bun, dragii mei, cam atâta, dacă mai trebuie mai mestec mai acolo. S-a dus de pașia, că și-a avut o mizerie și aceea de nedescris.